Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, domnilor și domnilor invitați! Analizând prezența, suntem prezenți 30 de consilieri județeni, în total de 33, ceea ce înseamnă că formul de ședință este îndeplinit. Drept urmare, ca de obicei, domnul Milostan, rog să facă propunerile pentru colegii consilieri care vor sprijini Secretariatul de Ședință pentru întocmirea procesului verbal. Vă rog, domnul Milosteanu. Domnule președinte, stimați colegi, propun pentru ședința de astăzi pe următorii: domnul Iacobescu Marcel, domnul Coana Ion și domnul Cilibiu Nicolae. Vă supun votului. Voturi pentru, împotrivă, abținere, nu sunt. Dau citire ordinii de zi. Domnule președinte, înainte de a da citire ordinii de zi, aș vrea să discutăm câteva aspecte legate de... Domnule Iacobescu, dați-mi voie să citesc ordinea de zi, să votăm ordinea de zi, după care vă dau cuvântul. Vreau să vă propun suplimentarea ordinii de zi cu un punct. Când ajunge la punctul diverse, o să vă dau voie să spunem suplimentarea pe acestui punct. Conform regulamentului. După ce se termină ordinea de zi? Nu. Înainte de a se termina ordinea de zi, la punctul diverse, vă rog să completați cu propunerea pe care o aveți, astfel încât să votăm să fie statutar. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019 din excedentul bugetului local al județului Gorj înregistrat la data de 31 decembrie 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2019 pentru proiectul Centrului Europe Direct Gorj 2018-2020 și a cheltuielor aferente acestuia. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului valorii finale a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Gorj sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului Târgu Jiu sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management. Proiectul de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare Anuală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, precum și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurilor de analizare a noilor proiecte de management elaborate de managerii în funcție pentru Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Gorj, respectiv ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului Târgu Jiu. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Spitalului de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu, Comuna Runcu, raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidilor în risc social și activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare, reîntorși în familie. Vă supun votului ordinea de zi. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abține, nu sunt. Vă supun suplimentarea ordinii de zi și o să încep cu domnul Iacobescu cu propunerea dumnealui. Vă rog, domnul Iacobescu. Domnule președinte, astăzi ne-am trezit, să spun așa, cu o situație inedită în Comisia de Sănătate. Ceea ce practic era atributul Consiliului Județean ca for deliberativ, ceea ce trebuia adus la cunoștință Consiliului Județean în plenul său, a fost transmis către Comisia de Sănătate. Această, cum să zic eu, speță a fost pasată către Comisia de Sănătate. Nu vreau să caut motivele, dar nouă în Comisie mi s-au adus la cunoștință lucruri care nu sunt mai în ordine. De aceea vă propun suplimentarea ordinii de zi cu un punct și audierea persoanelor care s-au prezentat la aceste comisii în plenul Consiliului Județean. Întrucât Consiliul Județean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice, printre care, la punctul 3, se prevede sănătate. Este atributul președintelui Consiliului Județean să ia măsuri, să stabilească, să controleze, să inspecteze aceste servicii. De aceea, propunerea mea este să suplimentăm ordinea de zi cu un punct la care să audiem persoanele care astăzi s-au prezentat la Comisia de Sănătate, pentru că au lucruri foarte interesante să povestească. Vă mulțumesc! Conform legii 215/2001, privind legea administrației publice locale,
conform articolului 52, la lucrările Consiliului Județean pot asista și lua cuvântul fără de vot mai multe persoane sau persoanele invitate de președintele Consiliului Județean. Drept urmare, sunt de acord cu dumneavoastră, astăzi considerați că am invitat-o pe doamna dr. Vlad să participe la ședința de Consiliu Județean, să-și expună punctul de vedere, așa cum a fost solicitat în scris, în ceea ce privește apărarea reputației profesionale și cu siguranță va fi înscris pe ordinea, sau dacă nu se veți vota, la punctul divers. Pe lângă acest punct, vă supun suplimentarea ordinii și aprobarea cu următoarele puncte. Proiect de hotărâre pentru avizarea planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, municipiul Târgu Jiu, municipiul Motru, orașul Bumbejiu și orașul Țicleni. Proiect de hotărâre pentru avizarea planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale Licurici, Godinești, Jupânești, Strânțăreni și Baia de Fier. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei statului de funcție ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Vă supun suplimentarea ordinii zi cu cele patru puncte. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abține nu sunt. Având în vedere că proiectul de buget numărul 1 reprezintă repartizarea excedentului care merge în secțiunea de funcționare, deci inclusiv în salarii, vă solicit să nu particip la dezbatere și să nu votez acest proiect în conformitate cu legea 176 pe 2010 și 161 pe 2003. Mulțumesc. Am înțeles să vă consemna în procesul verbal și tot am vorbit de procesul verbal de ședință. Dați-mi voie ca numele colegilor din Consiliul Județean Gorj, ca dumneavoastră, consilieri județeni, pentru că l-ați cunoscut, pentru că 40 de ani de zile a lucrat în această instituție și a participat la toate ședințele de Consiliul Județean, vă rog, domnul Sabin, pe domnul Nanu Dumitru, care de mâine va fi un tânăr pensionar. Domnul Nanu, să vă dea Dumnezeu viață lungă și tot ce vă doriți alături de familie și cu siguranță sunt convins că dacă vă hotărâți să scrieți o carte despre Consiliul Județean Gorj, Consiliul Popular Gorj sau alte instituții care au funcționat, avem ceea ce citi. Încă o dată vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut în această instituție. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019 din excedentul bugetului local al județului Gorj, înregistrat data de 31 decembrie 2018. Dacă sunt observații față de discuție din comisie și de față de prezentările comisiilor de specialitate, nu sunt, cu mențiunea că domnul Banța nu participă și nu votează acest proiect, o să cer... A, și nici domnul Grivei, ce scuze, da? Nu. O să cer avizul Comisiei de Buget, vă rog. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Articolul 1. Se aprobă modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019 din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31 decembrie 2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, majorându-se cu suma de 2.500.000, programul actualizat fiind în sumă de 8.479.768,40 lei. Vă supun votului articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă, abține nu sunt. Articolul 2. Direcția din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ce va fi comunicată administrației județene a finanțelor publice Gorj. Vă supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abține nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Voturi pentru. Împotrivă nu sunt, abține nu sunt, adoptat. Hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2019 pentru proiectul Centru Europe Direct Gorj 2018-2020 și a cheltuielor aferente acestea. Dacă sunt observații, nu sunt, Comisia de Buget, vă rog. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia pentru Învățământ.
Învățământ. Mulțumesc. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiune pe anul 2019, aferent proiectului Centrul Europe Direct Gorj, inițiat de Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj, accesat în cadrul cererii de propuneri 2018-2020, selectarea partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de centru de informare Europe Direct în România 2018-2020. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. Se aprobă valoarea totală a planului de acțiune pe anul 2019 în cuantul de 49.800 euro, din care finanțare nerambursabilă 24.900 euro, cofinanțare 24.900 euro. Vă supun votului articolul 2. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Articolul 3. Sumele reprezintând cheltuielile necesare implementării în condiții optime a planului de acțiune pe anul 2019 pentru proiectul Centru Europe Direct Gorj se vor include în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019 și în bugetul Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj. Vă supun votul articolul 3. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Articolul 4. Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj și Direcția de Specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Vă supun votul articolul 4. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu, adoptat. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj. Dacă sunt observații, stimați colegi. Nu sunt. Comisia de Buget, vă rog. Juridic. Învățământ. Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului exercitat de doamna Brato Olimpia la nivelul Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj, consemnat în raportul Comisiei de Evaluare numărul 2224/2019. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. În conformitate cu dispozițiile articolului 43 indice 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 189/2008, cu modificările și completările ulterioare, managerul Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj are dreptul de a prezenta un nou proiect de management ce se va elabora prin raportare la cerințele unui caiet de obiective, care va fi pus la dispoziție după aprobarea prealabilă de către autoritatea deliberativă Consiliul Județean Gorj. Dreptul de a depune un nou proiect de management de condiții precizate la aliniatul 1 se exercită de actualul manager în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Evaluarea noului proiect de management se va realiza conform procedurii speciale prevăzute de Ordinul Ministrului Culturii numărul 2799/2015, anexa numărul 1. Încheierea unui noului proiect de management se va realiza conform procedurii speciale prevăzute de acest ordin. Încheierea unui contract de management se va face în condițiile prevăzute de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 189/2008, cu modificările și completările ulterioare. Vă supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica managerului Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj. Vă supun votul articolul 3. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Adoptat. Hotărâre pentru aprobarea caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj sau, după caz, pentru concursul examenul de proiecte de management. Stimați colegi, dacă sunt observații. Nu sunt. Comisia Juridică, vă rog. Aviz favorabil. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Învățământ. Mulțumesc. Articolul 1. Se aprobă caietul de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Articolul 2. Caietul de obiective prevăzut la articolul 1 va fi adus la cunoștință publică prin grija compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu respectarea termenelor prevăzute de actele normative care reglementează managementul instituțiilor publice de cultură. Vă supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Adoptat. Hotărâre pentru aprobarea caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru ansamblu artistic profesionist Doina Gorjului Târgu Jiu sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management. Dacă sunt observații.
Nu sunt. Comisia Juridică, vă rog. Avis favorabil. Buget. Învățământ. Articolul 1. Se aprobă caietul de obiective, ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru ansamblul artistii profesioniști Doina Gorjului Târgu Jiu sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management, conform anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă supun vot articolul 1. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. Caietul de obiective prevăzut la articolul 1 va fi adus la cunoștință publică prin grija compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu respectarea termenilor prevăzute de actele normative care reglementează managementul instituțiilor publice de cultură. Supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Vă supun votului hotărârea. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Adoptat. Hotărâre pentru aprobarea caietului de obiective, ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj sau, după caz, după concursul examenului de proiecte de management. Dacă sunt observații? Nu sunt. Comisia Juridică, vă rog. Comisia de Buget. Comisia pentru Învățământ. Articolul 1. Se aprobă caietul de obiective, ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj sau, după caz, pentru concursul examenului de proiecte de management, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. Caietul de obiective prevăzut la articolul 1 va fi adus la cunoștință publică prin grija compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu respectarea termenilor prevăzute de actele normative care reglementează managementul instituțiilor publice de cultură. Vă supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Vă supun votului hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Adoptat. Hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare Anuală a Managementului Exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, precum și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Dacă sunt observați? Nu sunt. Comisia Juridică, vă rog. Buget. Comisia pentru Învățământ. La această proiect de hotărâre votul este secret și trebuie să desemnăm doi colegi consilieri județeni pentru ca reprezentanți în Comisia de Evaluare, respectiv Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Vă rog propuneri. Vă rog, domnul Tașcău. Pentru Comisia de Evaluare. Iar pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor, vă rog. Colegii de la Secretariatul Tehnic, vă rog, buletine de vot, pauză până la redactare, iar domnul Milosteanu, vă rog să precizați procedura de vot.
Stimați colegi, dacă vreți să faceți puțină liniște, să mă ascultați. Rog colegii de pe balcon să vină în sală. Domnul Crunariu, vă aștept în sală. Hai numai cu tine. Estimați colegi, fiți atenți. În comisia de validare este domnul Borcan Marius. Domnul Borcan Marius însă a fost propus în comisia de evaluare și este candidat. Nu poate să fie. Vă propun ca să completăm comisia de validare în locul domnului Borcan Marius cu Greci Cosmin. Borcan candidează. Stimați colegi, propunerea domnului Rosteanu, având în vedere prevederile legale, domnul Borcan Marius, fiind nominalizat pentru comisia de evaluare, nu va face parte din comisia de validare și înlocuirea dumnealui cu domnul Greș Cosmin. Vă supun voturile această înlocuire. Voturi pentru? Împotrivă? Acele nu sunt. Thank you.
Domnule președinte, putem să reluăm ședința. Vă rog. Rezultatul votului. Domnul Borcan Marius, 27 de voturi pentru, 3 împotriva. Și domnul Păsărin Dragoș, 30 de vot maxim. 30 de voturi pentru din 30 exprimate. Mulțumesc. Articolul 1. În vederea evaluării anuale a managementului exercitat în baza contractului de management numărul 12.135/2017 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, se desemnează comisia de evaluare în următoarea componență. Borcan Marius, reprezentantul Consiliului Județean Gorj. Gănescu Doina, manager la Școlii Populare de Arte și Meserii Vâlcea, specialist. Durdan Doina, șef secție la secția de artă a Centrului Cultural Nichita Stănescu, Drobeta Tunul Severin, specialist. În vederea analizării și soluționării eventualelor contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului, prevăzut la aliniatul 1, se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență. Păsărin Ovidiu Dragoș, reprezentantul Consiliului Județean Gorj. Mihăilescu Emilia, manager al Centrului Cultural Nichita Stănescu, Drobeta Tunul Severin, specialist. Etegan Amelia Loredana, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, specialist. Secretariatul Comisiei prevăzută la aliniatul 1 și 2 este asigurat de Covei Gabi Cristina, reprezentant al Serviciului Juridic Contencios, Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice. Lidia Mihaela, reprezentant al Direcției de Buget, Finanță, Monitorizare, Servicii Comunitare de Utilități Publice, Proiecte și Programe Naționale. Achim Florinel, reprezentant al Direcției Managementul Proiectelor și Relații Externe. Și Andrei Cristina, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, Managementul Funcției Publice și Unităților Sanitare Preluate. Supun votul articolul 1. Voturi pentru. Potrivă, abțineri nu sunt. Articolul 2. Membrii comisiilor prevăzute la articolul 1 își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurarea evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Gorj numărul 21/2016, anexa numărul 6. Vă supun votului articolul 2. Voturi pentru. Potrivă, abțineri nu sunt. Articolul 3. Membrii comisiilor prevăzute la articolul 1, precum și secretariatul acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Vă supun votul articolul 3. Voturi pentru. Potrivă, abțineri nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Adoptat. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurilor de analizare a noilor proiecte de management elaborate de managerii în funcție pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, respectiv ansamblu artistii profesioniști Doina Gorjului Târgu Jiu. Domnul, dacă sunt observații... Domnul președinte, dacă vreți să mă ascultați, vă rog. La acest proiect de hotărâre, nu particip la dezbatere și la vot. Am înțeles, o să consemneze în procesul verbal de ședință. Dacă sunt observații... Nu sunt. Comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia de buget finanțe. Comisia pentru învățământ. Vă rog să propuneți o persoană pentru Comisia de evaluare la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și o persoană pentru procedura de contestații în prima fază. Vă rog propuneți. Pentru Comisia de evaluare. Domnule președinte, vă propun pe domnul consilier Chircu. Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor. Domnule președinte, vă propun pe domnul consilier Davițoiu. Am înțeles. Pentru următoarea comisie. Ansamblu artistii profesioniști Doina Gorjul. Rog desemnarea reprezentantului pentru Comisia de evaluare și pentru Comisia de soluționare a contestațiilor. Rog propuneri. Doamna Denisa Șiță. Am înțeles. Vă rog. Mihai Plunariu pentru Comisia de contestații. Mihai Plunariu, deci secretariatul de ședință, vot secret, pauză pentru exercitarea votului. Vă rog, domnul Milosteanu, explicarea procedurii de vot. Domnul președinte, nu pot să particip nici în comisia de validare. Vă propun să fie înlocuit din comisia de validare cu un alt coleg. Vă rog propunere pentru înlocuirea domnului Milosteanu din comisia de... Propun eu, propun.
Domnul Greș Cosmin, vă supun votului înlocuirea. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă rog, comisia, buletine de vot și procedura de vot. E o problemă, David Cioi e în comisie, nu știu unde și nu putem. E comisia de validare. Vă rog atunci pentru domnul David Cioi, înlocuirea din comisia de validare, o propunere pentru alt consilier județean. Propunerea este domnul Gârjoabă, voturi pentru, împotrivă, abținere. Deci domnul Gârjoabă înlocuiește pe domnul David Cioi.
domnilor consilieri, domnule președinte, la Comisia de Evaluare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, domnul Chircu Sorin a fost votat de 28 de consilieri, 28 de voturi valabile exprimate, 28 pentru, niciun împotrivă. La Comisia de Contestații, domnul consilier David Soiu Leșu Gheorghe a fost votat de un număr de 28 de consilieri, 28 valabile exprimate, 28 pentru, niciun împotrivă. Pentru evaluarea managementului la Ansamblul Artistic Profesional Doina Gorjului, doamna Șuță Denisa a fost votată de un număr de 28 de consilieri, 28 de valabile exprimate, 28 pentru, niciun împotrivă. Pentru Comisia de Contestații, domnul consilier Prunariu Mihai a fost votat de un număr de 28 de consilieri, 28 de voturi valabile exprimate, pentru 28, niciun împotrivă. Mulțumesc! Articolul 1. Pentru analizarea noului proiect de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, elaborat de managerul în funcție, domnul Cepoion, se desemnează Comisia de Concurs în următoarea componență. Chircu Sorin Constantin, reprezentantul Consiliului Județean Gorj, Etegana Amelia Loredana, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, specialist. Pavelescu Alin, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, specialist. În vederea soluționării eventualelor contestații depuse în cadrul procedurii speciale de analizare a noului proiect de management, prevăzut la alineatul 1, se desemnează Comisia de Soluționare a Contestațiilor în următoarea componență. David Soiu Leșu Gheorghe, reprezentantul Consiliului Județean Gorj. Boari Elena Amalia, șef birou în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, specialist. Olari Ovidiu Andrei, director al Ansamblului Folcorii Profesionist Drăgan Muntean, Centru de Cultură și Alt al Județului Hunedoara, specialist. Secretariatul Comisiilor Prevăzute la aliniatul 1 și 2 este asigurat de Cărbunescu Gheorghe, reprezentant al Serviciului Juridic Contencios, Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice. Trotea Maria Lăminiță, reprezentant al Serviciului Buget, Situații Financiare și Sinteze. Zanfir Iulian, reprezentant al Serviciului Managementul Proiectelor, Dezvoltare Regională și Relații Externe. Florea Georgiana, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, Managementul Funcției Publice și al Unităților Sanitare Preluate. Vă supun votului articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Articolul 2. În vederea analizării noului proiect de management pentru Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului Târgu Jiu, elaborat de managerul în funcție, domnul Porumbel Gheorghe, se desemnează Comisia de Concurs în următoarea componență. Șuță Denisa Zenovia, reprezentantul Consiliului Județean Gorj, Mihăilescu Emilia, manager al Centrului Cultural Nichita Stănescu, Drobeta Turnu Severin, specialist. Roman Ciprian Nicolae, manager al Centrului Cultural, Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. În vederea soluționării eventualelor contestații depuse în cadrul procedurii speciale de analizare a noului proiect de management, prevăzut la aliniatul 1, se desemnează Comisia de Soluționare a Contestațiilor în următoarea componență. Prunariu Mihai Octavian, reprezentantul Consiliului Județean Gorj. Durdan Doina, șef secție la Centrul Cultural Nichita Stănescu, Drobeta, Turnu Severin, specialist. Comănescu Clopa Mioara, consultant artistic la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, specialist. Secretariatul Comisiei prevăzută la aliniatul 1 și 2 este asigurat de Zărescu Mirela, reprezentant al Serviciului Juridic Contencios, Jerca Nicoleta, reprezentant al Serviciului Buget, Situații Financiare și Sinteze, Giurgiulescu Iana Claudia, reprezentant al Direcției Managementul Proiectului și Relații Externe, Andrei Daniela, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, Managementul Funcției Publice și al Unităților Sanitare Preluate. Vă supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Articolul 3. Membrii Comisiilor prevăzute la articolul 1 și articolul 2 își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Evaluării Managementului Instituțiilor Publice de Cultură, aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 21 pe 2016, anexa numărul 1. Vă supun votul articolul 3. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Articolul 4. Membrii Comisiilor prevăzute la articolul 1 și articolul 2, precum și secretariatul acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Vă supun votul articolul 4. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Adoptat.
Hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Dacă sunt observați? Nu sunt. Comisia de buget, vă rog. Comisia juridică. Disfavorabil. Comisia pentru învățământ. Articolul 1. Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, conform anexul numărul 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă, abținem, nu sunt. Articolul 2. Anexele numărul 22, 23 și 24 la hotărârea Consiliului Județean Gorj numărul 59 din 13.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele numărul 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. Vă supun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abținem, nu sunt. Articolul 3. Modificările prevăzute în structura organigramei statului de funcții se realizează sub condiția asigurării sustenabilității financiar-bugetare a cheltuielor de personal, astfel cum vor fi prevăzute pentru Școala Populară de Artă Târgu Jiu în bugetul propriu general al județului pentru anul 2019. Vă spun votul articolul 3. Voturi pentru. Împotrivă, abținem, nu sunt. Articolul 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Vă spun votul articolul 4. Voturi pentru. Împotrivă, abținem, nu sunt. Vă spun votul hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abținem, nu sunt. Adoptat. Hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Spitalului de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu, Comuna Râncu. Dacă sunt observați? Nu sunt. Comisia de buget. Juridică. Aviz favorabil. Sănătate. Articolul 1. Se modifică statul de funcție al Spitalului de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu, Comuna Râncu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă supun votul articolul 1. Votul pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. Anexa numărul 2. La hotărârea Consiliului Județean Gorj numărul 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. Vă spun votul articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Articolul 3. Modificările prevăzute în structura statului de funcții se realizează sub condiția asigurării sustenabilității financiar-bugetare a cheltuielor de personal, astfel cum vor fi prevăzute în bugetul propriu general al județului pentru anul 2019. Vă supun votul articolul 3. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Articolul 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Spitalului de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu, Comuna Râncu. Vă supun votul articolul 4. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Vă supun votul hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Adoptat. Punctul numărul 19. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-au stabilit identitatea, gravidul în risc social și activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie. Acest proiect a fost prezentat la comisii. Dacă sunt întrebări, pe acest proiect nu va fi niciun vot. Am luat cunoștință de acest proces și nu sunt de la acest raport și nu sunt observați. Da? Ok, trecem mai departe. Hotărâre pentru avizarea planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale. Municipiul Târgu Jiu, Municipiul Motru, Orașul Bumbești Jiu și Orașul Țicleni. Dacă sunt observați, rog Comisia Juridică avizul. Avizul este favorabil. Comisia pentru Sănătate. Articolul 1. Se avizează planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale, Municipiul Târgu Jiu, Municipiul Motru, Orașul Bumbești Jiu și Orașul Țicleni. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică UAT Municipiul Târgu Jiu, UAT Municipiul Motru, UAT Orașul Bumbești Jiu, UAT Orașul Țicleni și instituției prefectului județul Gorj. Vă supun votului articolul 2. Voturi pentru. Împotrivă, abținere, nu sunt. Vă supun votului hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, nu sunt.
Hotărâre pentru avizarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale al unităților administrative teritoriale, Licurici, Godinești, Jupânești, Țânțăreni și Baia de Fier. Dacă sunt observații. Nu sunt. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate. Articolul 1. Se avizează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale Licurici, Țânțăreni, Jupânești, Baia de Fier și Godinești, județul Gorj. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică unităților administrativ teritoriale Licurici, Țânțăreni, Jupânești, Baia de Fier, Godinești și instituției prefectului județul Gorj. Vă spun votul articolul 2. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Vă spun votul hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Adoptat. Hotărâre pentru modificarea organigramei statului de funcție ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Dacă sunt observați. Nu sunt. Comisia de Buget. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate. Domnule președinte, Comisia pentru Sănătate, în unanimitate, a hotărât următoarele. Se acordă aviz favorabil pentru punctele transformarea posturilor de medic rezident în medic specialist în cadrul secției neonatologie. Aviz favorabil pentru transformarea postului de medic specialist în cadrul secției medicină internă 2 în post de medic primar. Pentru că sunt documentate și certificate cu certificatele eliberate de Ministerul Sănătății pentru persoanele respective, a acordat aviz favorabil în ceea ce privește structura de posturi în cadrul Unității de Primiri Urgențe SMURT și avize nefavorabile, întrucât nu au fost documentate și susținute pentru următoarele. Transformarea postului vacant de medic primar specialist radiologie imagistică din cadrul laboratorului de imagistică în specialist radiologie și imagistică medicală. Aici putem argumenta că pe acest post a fost încadrat o doamnă doctor pentru care, cu toate că avea dreptul să profeseze mai departe, s-a preferat să fie trecută la pensie și să lucreze în cadrul spitalului SADU fără a mai profesa pe acest post la spital. Aviz nefavorabil pentru transformarea postului vacant de consilier juridic grad profesional 1A în compartimentul juridic, în grad de consilier juridic gradul debutant profesional. Totodată s-a acordat aviz nefavorabil pentru reorganizarea serviciului financiar contabilitate, împărțirea acestuia în două servicii cu doi șefi de servicii și ceea ce decurge de aici mai departe. Vă propunem amânarea acestor transformări în organigramă, pentru care a fost acordat aviz nefavorabil, și susținerea acestora așa cum trebuie. La următoarea ședință. Pentru următoarea ședință. Sunt de acord. Invitați într-un proiect. Rapoartele de specialitate nu au fost fundamentale. Doamna secretar al județului mi-a atras atenția că dacă acest punct îl amânăm, înseamnă că amânăm și structura UPU, care este cea mai importantă, o așteaptă Ministerul Sănătății și ar trebui refăcut tot proiectul. De urmare, vă supun votului adoptarea acestui proiect de hotărâre. Nu pot să risc încă o lună de zile să amânăm această structură. Da. Nu se poate. Președinte, dați voie. Cred că ar putea să facem eventual o ședință extraordinară. Nu putem să trecem pe lângă niște puncte care sunt legale, alte puncte care sunt ilegale. Dacă nu există o notă de fundamentare pentru aceste posturi, este cazul să așteptăm să vină domnul manager cu o notă de fundamentare. Sunt de acord. Amânăm acest proiect. Cine este pentru? Retragere de pe ordinea de zi. De fapt, vă propun retragere pe ordine. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Pregătim materialul pentru ședință extraordinară. Domnul Popa s-a abținut.
Ordinea de zi diverse propusă de Consiliul Județean a fost epuizată. Trecem la proiectul inițiat de domnul Iacobescu, să spunem. Și dați-mi voie să dau cuvântul doamnei doctor Vlad. Și înainte de aceasta să stabilim niște reguli prin vot. Doamna doctor, vă rog, luați loc aici, lângă noi, la orice microfon. Având în vedere, după care vă voi propune prin vot luările de cuvânt din cadrul Consiliului Județeni pe fiecare grup politic, așa cum prevede regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean. Vă supun votului inițial timpul de 15 minute pentru exprimarea punctului de vedere a doamnei doctor Vlad. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Vă rog, domnul Rosteanu. Domnul președinte, stimați colegi, vă rog să luați act că nu particip la dezbatere și la vot pe această temă, pe această discuție. Pentru a evita conflictul de interese, deci nu particip la dezbatere și la orice vot. Am înțeles, domnul Rosteanu, vă rog confirmarea procesului verbal, vă mulțumesc. Doamna doctor, vă urmărim cu atenție, vă rog. Mulțumesc pentru... Stimați colegi, vă rog liniște. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să-mi exprim punctul de vedere. Vreau să încep mulțumind societății civile, care m-a sprijinit enorm în aceste 3 săptămâni. Mulțumesc sindicatului și mulțumesc oamenilor de bine care au fost lângă mine. Dincolo de toată mediatizarea și de vina sau nevina mea, eu m-am prezentat în fața dumneavoastră cu o problemă de interes public. Nu m-am prezentat cu problema doamnei dr. Vlad. Problema de interes public este organizarea unui laborator de endoscopie bronșică la nivelul Spitalului Județean Târgu Jiu. Deci vom vorbi despre bronhoscop. Bronhoscopul este un aparat de investigație pulmonară care a fost achiziționat acum câțiva ani de către Consiliul Județean Gorj. A stat câțiva ani nefolosit, până când a ieșit din garanție. Ulterior, cu venirea mea la acest spital, acest aparat a fost pus în funcție. Este pus în funcție în compartimentul de pneumologie al secției medicală 1, compartiment cu 5 paturi și are aviz epidemiologic pentru această locație. Pentru că nu sunteți de specialitate, am să vă explic ce înseamnă aviz epidemiologic. Înseamnă că nu trebuie să vii la spital și să pleci cu altceva, cu altă infecție, că toți vorbim de infecții nozocomiale. Adică fiecare aparat este acolo supus unui protocol de sterilizare, cine îl manevrează, unde scrie cum îl sterilizează, cum se controlează sterilizarea, pentru siguranța celor care efectuează manevra și pentru siguranța pacienților. Deci acest aviz epidemiologic este numai pentru compartimentul de pneumologie. În dorința mea să extind această activitate, de 3 ani de zile, port cu o discuție prin memorii, cât și pe verbal, cu conducerea pentru înființarea acestui laborator. Laboratorul însemna extinderea avizului epidemiologic și pentru pacienții din celelalte secții. Mă refer la secțiile de ATI, ORL, oncologie, medicale, toate secțiile care necesită această investigație. Vă atrag atenția că Spitalul Județean Târgu Jiu are un specialist care poate să lucreze pe acest aparat, doamna doctor Nica, care în toți acești 3 ani a cerut și dânsa acces la aparat. Bineînțeles, pe organizarea actuală și avizele epidemiologice actuale, acest lucru nu se putea întâmpla. De aceea este vorba despre o conversație prin acte, memorii, timp de 3 ani,
cu o conducere care nu a înțeles niciodată că trebuie să extindă activitatea de endoscopie ca să răspundă necesităților unei populații, ca să intre în legalitate niște oameni care lucrează. La ultimul memoriu pe care l-am înaintat și din către știu eu, fiecare consilier a primit toate actele pe mail din partea mea, la ultimul memoriu, conducerea actuală a Spitalului Județean a răspuns. Actuala organizare a Spitalului Județean răspunde nevoilor populației județului Gorj. Propunerile dumneavoastră vor fi luate în calcul în viitor. De aceea, consider că este inadmisibil și care este modul, vă întrebe dumneavoastră și chiar doresc să-mi răspundeți, care este modul din punctul dumneavoastră de vedere în care eu ar trebui să acționez? Cum să vorbesc, cum să scriu, unde să zbier, ca să auziți, ca să auziți ce? Că am un asistent care lucrează timp de 3 ani într-o endoscopie bronșică plină de germeni, care e plătită cu spor de 5% în condițiile în care fica managerului primește un spor de 75% și este registrator medical, nu lucrează la patul bolnavului și își permite luxul să filmeze pacienții din psiatrie, să difuzeze aceste filme pe Facebook și să ne și amuzăm. N-am terminat. Nu, scuzați-mă, o secundă. Vorbim de un caz al dumneavoastră, despre cazul care vorbiți, va fi tratat așa cum se cuvine, de Corpul de Control al Ministrului Sănătății. Mai am 5 minute, vă rog să mi le arătați. Prelungim, cu siguranță. Mulțumesc. De aceea, m-am pregătit în fața dumneavoastră să vă propun să aprobați un proiect prin care să înființați laboratorul de endoscopie bronșică și am să vă detaliez care este costul financiar al acestei propuneri. Aparatul există? Există. Nu vă costă nimic. Locația există actualmente, este în ambulator. Locația de ambulator respectă criteriile epidemiologice extinse pentru toată lumea. Deci nu există riscul să nu obținem aviz epidemiologic. Asistent medical care s-a specializat pe proprii bani avem? Avem. În speranța că acest asistent care are trecut în fișa de post jumătate de normă pe endoscopie, va beneficia și de banii necesari muncii depuse și speranța că dacă organizați această structură, dumneavoastră acordați dreptate unui om, deci există și un asistent. Aveți doi medici angajați pe două structuri separate, pneumologie și chirurgie toracică. Conform legii, plata doctorilor se efectuează proporțional, dacă puteți să mă ascultați. Plata doctorilor se efectuează proporțional cu timpul petrecut în laboratorul acela. Deci dacă nu efectuez manevra, aparatul fiind dotat cu contor de înregistrare, nu voi lua niciun ban. Nu este vorba despre banii doamnei doctor Vlad. Este vorba de o legalitate, despre permisia să lucreze și al doilea doctor, despre faptul că trebuie să acordați atenția cuvenită oamenilor care lucrează. Aceasta este prima propunere. A doua propunere este să nu mai avizați și să demiteți actuala conducere. Pentru că este imposibil să organizezi conferințe de presă în care eu sunt în spital, sunt singurul specialist care putea să se exprime asupra manevrei de bronhoscopie și nicio clipă nu mi-ai cerut punct de vedere. Ai ascuns cu deliberare adevărurile pe care le știai opiniei publice. Nu te-a interesat absolut deloc că această manevră este plătită cu 700 de ron de casa de asigurări și aduce venituri suplimentare la un spital la care toți indicatorii economici sunt realizați de personalul care muncește, iar managerul are atribut să dezvolte, să organizeze, să mă protejeze, în niciun caz nu să
efectueze manevre de teroare. Niște manevre de teroare care în acest caz au avut urmări tragice. Pentru faptul că a murit un copil și pentru faptul că eu am apărat o gravidă, doresc să acționați în consecință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna doctor! O să vă propun, pentru ora de cuvânt din partea Consiliului Județeni, următorul algoritm. Grupul Consiliului PSD, 3 vorbitori, PNL, 2 vorbitori, ALDE, PSRO și PMP, câte un vorbitor. Maxim 2 minute pentru fiecare vorbitor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă rog, înscriere la cuvânt. Din partea grupului PNL, domnul Marcel Iacobescu și subsemnat. Din partea grupului PNL, domnul Lizan. PSRO? Din partea PSRO vorbește domnul. Am înțeles, domnul Grășeanu. ALDE, vă rog. PSD, Mihai primăriu. Ok, doar Mihai. Vă rog, domnul Iacobescu. Vă rog. Te rog, Mihai. Domnule președinte, stimați colegi, domnilor și doamnelor invitați, toată lumea știe că nu sunt un susținător al actualului manager al Spitalului Județean, dar mă văd nevoit, cu tot respectul pentru profesia de medic, să atrag atenția doamnei doctor Vlad, că într-un fel ne-a jignit pe toți. Prin atitudinea pe care a avut-o, că nu se prezintă la Comisia de Sănătate, că nu sunt specialiști acolo. Cu excepția a 3 persoane din cadrul colegilor din Consiliul Județean, nici noi nu suntem specialiști. Dar, repet, din respect pentru profesia de doctor, am stat și am ascultat. E clar că sunt probleme destul de multe, unele dintre ele de care noi n-am avut cunoștință, dar, cu același respect față de doamna doctor, nu cred că într-o fișă de observație, într-un act medical, pot să scrii probleme administrative. În ceea ce privește celelalte probleme care există, eu cred că aici ar trebui să dăm cuvântul și domnului manager să ne spună despre ce e vorba. Adică, ca să știm exact că suntem în multe probleme necunoștință de cauză. Mulțumesc, atât am de spus. Vă supun votului. Vă supun votului. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Doriți acum, domnul Liviu Andrei, sau după... Vă rog, domnul manager, cât mai scurt, sintetizați. Bună ziua. Vreau să răspund referitor la cazul care le-a exprimat doamna doctor Vlad. Din punctul meu de vedere, doamna doctor Vlad încearcă să facă o deviere a discuțiilor la ce s-a întâmplat, având în vedere următoare. Doamna doctor Vlad era răspunzătoare de completarea corectă a foii de observație clinică. Foile de observație clinică nu sunt vizate și nu ajung la conducerea unității. Motivarea că a scris în foaie pentru a aduce la cunoștința conducerii o consider altceva decât o realitate. Doamna doctor Vlad a recunoscut la Consiliul Etic că a scris respectivele nemulțumiri în foaie într-un moment de furie în urma discuțiilor pe care le-a avut cu medicul din ATI. Referitor la
așa zisul compartiment de endoscopie, de bronoscopie intervențională. Să știți că noi avem niște precizări emise de către Ministerul Sănătății privind înființarea sau condițiile pentru înființarea unor structuri. Și după câte am observat și în spate, având în vedere că doamna doctor zice că de 3 ani tot solicită la conducerile anterioare, am citit și eu solicitările dânsei și răspunsul personalului de specialitate al directorului medical, al managerului la vremea respectivă, prin care îi se cerea, așa cum prevăd și precizările de înființare a unei structuri, să prezinte motivația pentru fiecare solicitare, distanța de la care se află o altă unitate sanitară care oferă servicii medicale în specialitatea respectivă, adresabilitatea în specialitatea respectivă și alte multe alte condiții. Da, și de când sunt eu manager, doamna doctor a transmis o solicitare de acest gen, dar vă spun că eu sunt de profesie economist, sunt managerul unității și am repartizat-o către directorul medical și, și la Consiliul Medical pentru a face o analiză și a-i răspunde doamnei doctor în consecință. Este normal că eu trebuie pe specialitățile respective să cer punctul de vedere ale persoanelor care cunosc situația. Eu nu sunt medic și am un director medical și un consiliu medical care poate să analizeze. Acum, doamna doctor a primit, eu am aprobat ceea ce mi s-a prezentat, a primit un răspuns la solicitarea dânsei, însă apărând în presă nemulțumirea dânsei care nu are nicio legătură cu activitatea care și cu datele care te-au scris în foaia de observații, nu sunt de acord cu ceea ce zice doamna Vlad, deoarece la data respectivă doamna Vlad avea, doamna doctor Vlad funcționează pe compartimentul de pneumologie în secția medicală 1 cu 5 paturi și în cabinetul de, să zicem, bronoscopie în ambulatoriu, unde este acel bronoscop. Acum dânsa are un program de 3,5 ore în acel cabinet, 3,5 ore pe zi vorbesc în compartimentul respectiv. Pe cabinetul unei bronoscopul are o asistentă care are un program de 8 ore. În compartiment la fel. Doamna doctor, dacă ar fi vrut să ajute într-un fel pe asistenta respectivă, când nu este dânsa acolo, eu nu știu ce face un asistent când doctorul nu este acolo, putea să o ia în secție unde beneficia de un alt spor. Apropo de sporul. Și vreau să vă spun că sporurile nu le acordă managerul. Deci sporurile conform hotărârii de guvernul 153 pe 2018 sunt emise de către Direcția de Sănătate Publică în baza unor buletine de determinare. Deci, compartimentul respectiv din cadrul Direcției de Sănătate vine, verifică activitatea și condițiile specifice din fiecare compartiment, din fiecare secție și emite un buletin de analiză cu anumite sporuri. În secția respectivă unde lucrează, sporul este cuprins între 12 și 15%. Noi am găsit posibilitatea să acordăm sporul maxim. Da. Doresc să-i răspund punctual. Lăsați-mă puțin. Împreună cu conducerea spitalului, Consiliul de Administrație, Consiliul Medical, aveți termen 2 săptămâni de zile să prezentați. Doresc să-i răspund punctual. Vă rog frumos, vă dau cuvântul. Deci, vă rog frumos, ascultați-mă până la capăt. Vă rog din suflet, lăsați-mă un minut. Aveți termen, 2 săptămâni, să prezentați Consiliului Județean. Doamna doctor, vreți să respectăm legea? Deci, domnul manager, domnul Borcan, vă rog.
noi nu suntem organ de anchetă, doamna doctor. Repet, domnul manager, împreună cu conducerea spitalului, Consiliul Medical, Consiliul de Administrație, aveți termen. 2 săptămâni de zile să prezentați Consiliul Județean Gorj în plenul lui, fie că ședință extraordinară sau ordinară, oportunitatea, legalitatea, necesitatea înființării unui asemenea laborator la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Luați în considerare faptul că nu trebuie să schimbați destinația spațiului din ambulatorul de specialitate, pentru că acest ambulator a fost realizat pe fonduri europene, iar legea ne impune ca în termen de 5 ani de zile să nu modificăm absolut nimic structural și organizatoric în acest ambulatoriu. Găsiți alte formule, vreau o analiză economică, o analiză de necesitate, faceți o analiză împreună cu cei de Spitalul de Pneumo, astfel încât să vedem dacă sau nu se pretează. Nu analizăm doar numai din punct de vedere al acordării unor sporuri. Interesul pacientului și cel care primează. Dacă este necesar, îl vom înființa. Doamna doctor, vă rog pe scurt o replică. Domnule președinte, domnule președinte, vă rog, domnul Andrei, sunteți la cuvântul scris. Sperăm că, sau cel puțin eu așa, cred că fac parte dintr-o echipă serioasă și în plenul Consiliului Județean se pot spune probleme, dar îl dăm la o parte astfel de intervenții care nu și-au luat. Bun. Acum să discutăm de faptul în sine. A spus dumneavoastră că ai dat managerului 2 săptămâni. Eu aș sugera de acolo să fie și din partea Consiliului Județean. Pentru că atâta timp cât sunt reclamați de o parte și de alta, lucrurile nu merg. E clar de-aia. În condițiile în care mergem înainte, tot așa. Mai mult. În condițiile în care Consiliul Județean investește bani, proiecte și vin tot felul de aparate. Aparatul ăla de care spune bronoscopul. Bronoscopul este sau endoscop? Ce este? Bronoscop. Cu totul ăla. Este extraordinar, numai pomenit în... Eram undeva cu ceva timp în urmă și pentru că nu putea să intre la acest robot să-i facă analiza respectivă, murea pacientul. În condiția dacă îl avem, cum să nu funcționeze domnul? Pentru mine e o chestiune incredibilă. Funcționează, domnul. Bun. Dacă funcționează, să-l folosească. Chiar dacă există, domnule, în condițiile în care suntem aici, chiar dacă suntem specialiști, dacă există desensiuni, eu știu că oamenii puși la masă pot să cadă la pacientul în final. Să lasă deoparte afinitățile personale și să meargă pe un principiu. Sunt în slujba cetățeanului. Managerul că a venit și este propunerea noastră și am dat votul de încredere, medicul pentru că a depus un jurământ. Și în condițiile astea, asta este chestiunea. Bun, apreciez sesiunea acasă cu 2 luni, deci mi se pare foarte mult, dar să facem parte să fie acolo și consilierii de sen care pot să facă treaba. Sunt de acord și vă supun votul. Am depășit. Ca la aceste întruniri, nu știu dacă domnul doctor Neață este membru Consiliului Medical sau... Consiliul de Administrație dumneavoastră sunteți. Ramona Hortopan, iar domnul Vali Popa este președintele Consiliului de Administrație. Dacă vreți, ducem și Comisia de Sănătate, dar cred că este suficient ca și dumneavoastră să participe. Sunteți de acord? Domnul Iacobescu să participe ca președintele Comisiei de Sănătate la aceste discuții. Vă supun votul. Cine este pentru? Atunci la fel. Vă rog, domnule Iacobescu. Avem cuvântul pe rând fiecare grup politic. Haideți să ne ascultăm, după aceea tragem niște concluzii, facem o propunere. Da? Bun. Haideți să o luăm cu începutul. Este regretabil modul cum acest caz a ajuns la Comisia de Sănătate. Bun, ca să mai facem și un pic de istorie. Așa, în 2016, din hotărârea numărul 6 a Consiliului Județean, cred, la înființare, această Comisie de Sănătate a fost înființată.
dar această comisie nu este prinsă în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean, dar noi avem atribuții generale prin lege. De nenumărate ori am cerut actualizarea regulamentului. Bun, ne-am lovit de, se schimbă codul administrativ, mai așteptăm, mai până când așteptăm, până când o să moară oamenii în spital? Atributul privind furnizarea serviciilor publice conform codului legii revine președintelui Consiliului Județean și de-aia am ținut neapărat această speță să ajungă în Consiliul Județean la forul deliberativ. Pentru că nu comisia ai cărei membrii și așa au fost expuși mediatic, că sunt neprofesioniști, că sunt nici la nivel de hobby, nu știu ce-i sănătatea, și fel de fel de alte, eu știu, au fost făcuți în alte feluri, au fost expuși, iar comisia a tras asupra ei o imagine negativă deja, datorită acestei situații. Era de bună credință din partea dumneavoastră ca de la început să aducem acest caz aici, pentru că nu este cazul specific al doamnei doctore, nu e un caz de malpraxis, iar noi, Comisia de Sănătate din Consiliul Județean, suntem constituite conform HG35 din consilieri. Da, faptul că eu dețin o diplomă de management sanitar nu mă face doctor. Avem și medici între noi care puteau să facă parte din această comisie. Avem președinte de Consiliul de Administrație de la spital. Ok, au optat pentru alte comisii, pentru că aceste comisii iau naștere în urma opțiunilor fiecăruia. Dar asta nu înseamnă că această comisie, acum, datorită acestui caz care a apărut, este paria. Noi ne-am desfășurat, consider, activitatea cu bună credință. Atunci când a fost cazul, am avizat pozitiv sau negativ diferite proiecte, așa cum ne-a lăsat conștiința. Totodată, modul cum a fost adus în ședința Comisiei de Sănătate acest caz, nu este tocmai cușet. De ce? Pentru că ordinea de zi a Comisiei de Sănătate o stabilește președintele Comisiei de Sănătate, nu președintele Consiliului Județean. Ca să refuzați. Bun. Ați pasat această speță care vă privea în mod direct, am luat-o, am considerat că este necesar să o aducem aici și consider că nu am făcut un lucru rău, pentru că poate conștientiza și dumneavoastră că este nevoie de o schimbare în spital, este nevoie de secții noi, de compartimente noi, tehnica evoluează și e vorba de sănătatea oamenilor până la urmă de un serviciu de interes public. Vă mulțumesc. Domnule Copescu, îmi cer scuze dacă v-am încălcat atribuțiile, dar am considerat și am ezitat, dar o chema pe doamna doctor în fața plenului, din considerent de ordin juridic, având în vedere că pe rolul organului cercetare penală sunt câteva sesizări. Și de asemenea am ezitat pentru nu a ne antepronunța pe o măsură a corpului de conduct care va veni și va verifica cele sesizate. Activitatea în întreg spital. Acestea au fost măsurile, dar la solicitarea dumneavoastră, pentru că am avut o discuție de dimineață și v-am promis că o să o invităm pe doamna doctor, astfel încât să discuțiile purtate în comisie, care au fost mult mai ample, și sper ca colegii mei din secretariat să ne aducă la cunoștință tot ce s-a discutat și până făcute, să vină și plenul Consiliului, încă o dată, fără a ne pronunța, pe o chestiune care deja face obiectul unor cercetări penale. Vă mulțumesc! Doamna Șuță, vă rog! Da, domnule președinte, vă mulțumesc! Eu vreau să aduc la cunoștință câteva lucruri pe care le-am discutat anterior cu colegii mei consilieri județeni și intenția noastră vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Consiliul Județean. Nu știu de ce nu se aude microfonul. Pornim. Mă auziți acum? Bun. Noi am primit, așa cum ați primit și dumneavoastră și cum a primit și managerul Spitalului Județean de Urgență, notele de fundamentare de la doamna doctor Vlad vis-a-vis de necesitatea înființării compartimentului de bronhoscopie. Noi aici discutăm de altfel chestiuni de natură administrativă în ceea ce privește Spitalul Județean. Nu este o situație, că ați făcut dumneavoastră mai devreme referire la acel dosar, nu are legătură cu acest lucru.
Noi considerăm că este necesară înființarea unui astfel de compartiment care să deservească toți pacienții Spitalului Județean de Urgență, nu doar pe cei internați în secția de pneumologie, unde sunt 5-4, după cum știm. Doamna, de altfel, a prezentat și organigrame pe care și dumneavoastră le aveți la dispoziție, dar este o adresă care v-a fost dumneavoastră emisă și nouă, cu organigrame de la mai multe spitale județene din țară, unde funcționează acest compartiment de bronhoscopie lărgit, astfel încât să aibă acces și mai mulți pacienți și alți doctori care au competențe, cum este și doamna doctor Nica prezentă aici, și am înțeles că mai este un domn doctor de la ATI care are competență în a efectua această manevră. Motiv pentru care la următoarea ședință de Consiliu Județean, grupul PNL din Consiliu Județean va depune un proiect de hotărâre prin care să vă propună înființarea acestui compartiment, exact pe notele de fundamentare înaintate colegilor mei de către doamna doctor Vlad. De asemenea, domnule președinte, vă solicităm înființarea unei comisii care să fie constituită din reprezentanți ai fiecărui grup politic din Consiliul Județean, de asemenea reprezentanții ai celor două sindicate din cadrul Spitalului Județean de Urgență și profesioniști, deci practic o comisie multidisciplinară care să poată discuta cu fiecare șef de secție din cadrul Spitalului Județean de Urgență, dar și cu medicii din secțiile respective, pentru că am senzația că medicii șef de secție sunt subiectivi. Nu este doar cazul secției pneumologie, unde sunt probleme, știm cu toții că sunt probleme în toate secțiile Spitalului Județean de Urgență. Am senzația că domnul Gigel Capotă, managerul Spitalului Județean de Urgență, ignoră specialiștii din acel spital. Eu personal i-am recomandat managerului spitalului să se consulte și cu ceilalți medici, nu numai cu șefii de secții, și mai ales să ia în seamă Consiliul Medical, pentru că acolo sunt specialiști. Cred că medicii sunt cei care pot să-l îndrume pe domnul Capotă, care este economist, astfel încât activitatea în Spitalul Județean de Urgență să se desfășoare în parametrii optim și să nu mai fim pe primele pagini ale ziarelor naționale cu tot felul de scandaluri, cele mai multe sau toate datorate managementului defectuos la Spitalul Județean de Urgență. Această comisie va întocmi un raport pe care sperăm să îl luați în calcul, să nu fie situația pe care am înregistrat-o în 2016, când colegul meu, consilier județean Victor Panța, a prezentat raportul în urma acelui control și s-a creat o situație de divertisment în cadrul Consiliului Județean. În altă ordine de idei, faptul că astăzi, alături de noi, în această ședință ordinară a Consiliului Județean, sunt atâția medici specialiști, sunt atâția angajați ai Spitalului Județean de Urgență, sindicaliști, este, cred că, un semnal de alarmă asupra modului defectuos, de fapt, a comunicării probabil inexistente între specialiști și managerul acestui spital, motiv pentru care grupul PNL își menține poziția și consideră că este necesar ca domnul Capotă să fie demis. De asemenea, încă o dată, deci cerem demisia domnului Capotă, probabil că un medic ar înțelege mult mai bine cum funcționează Spitalul Județean de Urgență. Am în față o adresă pe care v-a înaintat-o, cred și dumneavoastră, președintele sindicatului Ambulanța, domnul Cristian Aldescu, se află în spatele meu, am înțeles că nu i-ați dat cuvântul. V-aș ruga, dacă se poate, să ne spună, are niște chestiuni tot de natură administrativă, unele extrem de importante, vis-a-vis de disfuncționalități în cadrul Spitalului Județean, dacă nu o să le prezint eu, dacă nu uitați cuvântul domnului Aldescu. Sunt tot chestiuni de natură administrativă pe care trebuie să le cunoaștem cu toții și să încercăm să găsim soluții. Cosmin. Îi dați cuvântul sau le prezint eu? Vă răspund punctual. Vă aștept cu, sau vă așteptăm cu cele două proiecte pentru Comisia Multidisciplinară, la fel cu Comisia pentru modificarea organigramei statului de funcție a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Adăugând, vă dau atenția că nu știu dacă ne încadrăm pe prevederile legale pentru al doilea proiect de hotărâre, pentru că nu știu în ce măsură este atributul nostru.
O să ne informăm cu toții, o să... În ceea ce privește, am stabilit la începutul ședinței regula și v-am citat articolul din lege, ceea ce privește modalitatea de desfășurare a ședinței de Consiliul Județean, din sală, vorbesc consilierii județeni, invitați, de data aceasta fiind doamna doctor Vlad invitat, și îmi cer scuze că l-am văzut pe domnul deputat Alin Văcaru, care are dreptul, conform legii, să ia cuvântul dacă dorește. Mergem mai departe, domnul Coane, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, Partidul Social Românesc consideră amânarea în mod corect, deci susținem amânarea pe timp, analiza pe timp de două săptămâni de zile, precum și propunerea domnului Liviu Andrei, cu mențiunea ca la această analiză să participă întreaga Comisie de Sănătate. De acord. Adică să își asume... De acord, și o să pun votul la final. În ceea ce privește solicitarea demisiei domnului manager, considerăm că este exagerată. Asta noi considerăm că ar trebui făcută în urma unei analize mai ample, unui bilanț al activității, și de aceea noi nu susținem această solicitare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Borcan, vă rog. Cred că n-am nevoie de el. Foarte scurt și n-aș vrea să rețin, nu să vă rețin foarte mult asupra acestei probleme. Eu nu sunt specialist în medicină, sunt inginer de profesie, dar vreau să vă spun că respect sănătatea, respect actul medical. Sănătatea, din punctul meu de vedere, este primul pilon al acestei societăți. Fără sănătate nu poți învăța carte, nu poți să mergi mai departe în societate. Și ca atare pot să-mi dau și o părere. Și am să încep cu managerul spitalului. Consiliul Județean nu poate demite doamna Șuță, manager la cadere, cât are un contract de mandat. Consiliul Județean câștigat prin concurs, bineînțeles. Consiliul Județean nu este un organ de anchetă. Consiliul Județean ajută actul medical, ajută spitalul, vine cu ce trebuie pentru spital, pentru ca mai departe cetățeanul să se bucure de un bun tratament. Asta face Consiliul Județean. Sunt de acord, dați-mi voie, eu v-am lăsat și nu v-am întrerupt, doamna Șuță, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul președinte, este un termen rezonabil de două săptămâni de zile, sunt de acord și cu formarea unei comisii, evident, dacă sunt deficiențe, putem să venim cu îmbunătățiri, putem să venim cu propuneri, putem să găsim soluții pentru ca activitatea acolo să se desfășoare într-un mod normal. Nu sunt de acord să transformăm această ședință într-un haos, fiecare poate vorbi atunci când îi se dă cuvântul, în mod corect și în mod civilizat. Evident, sunt foarte multe de spus, dar respect, eu repet, iertați-mă, nu sunt specialist și ca atare la specialiștii să spună cuvântul. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul Borcan! Vă supun votului. Așa cum am discutat, prezentarea materialului întocmit de către Consiliul Medical, Consiliul de Administrație, Comisia de Sănătate, într-un termen de două săptămâni, Consiliul Județean, privind oportunitatea, necesitatea, legalitatea, eficacitatea înființării unui laborator în cadrul Spitalului Județean de Urgență. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu o abținere, acest fapt a fost aprobat. Ținând cont, domnul deputat Văcaru, vă rog. Treceți aici, domnule.
ziua tuturor. Mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați dat voie să pun și eu un punct de vedere. Vreau să vă spun, o cunosc foarte bine, doamna dr. Vlad. Am și apelat de foarte multe ori la domnia sa și eu cred că oameni ca doamna Vlad, ca domnul Niculescu, domnul Dinu, au ridicat valoarea și prestigiul acestei unități spitalicești, Spitalul 700. Nu știu ce s-a întâmplat acolo și care sunt problemele domnului manager. Eu cred că ar trebui la aceste ședințe de comisie de sănătate să chemați pe event cât mai mulți medici. Pentru că e păcat ca un manager de instituție să nu susțină un medic. E păcat să iese în presă să denigreze acest medic. Și v-am spus, sunt foarte buni medici care au ridicat prestigiul acestei unități. E ușor să aruncăm. Eu cred că cum faceți dumneavoastră acum aici și amânați două săptămâni, este foarte bine. La fel trebuia să se întâmple și la spital, nu ieși în conferință de presă, că atunci toate lucrurile astea nu mai aș face imagine proastă de acest spital. Eu am o listă de la cei din sindicat, care dacă sunt adevărate ce spune aici, este foarte grav. Vă rog, dacă se poate să lasă această listă, să verificați toate cele semnalate de cei de la sindicat, sunt lucruri grave și cred că trebuie verificate ca atare. În rest, sunt convins că dumneavoastră veți lua decizia cea mai bună după o analiză corectă, corectă, să ascultați toate punctele de vedere, pentru că sunt medici care în loc să plece în altă parte au rămas să lucreze la noi în Gorj și e păcat să-i pierdem și pe aceea. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul deputat! Prin îndeplinirea condiției articolului 40 din regulamentul cadru de organizare și funcționare al Consiliului Județean, vă propun încheierea dezbaterilor și vă supun votul. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Vă mulțumesc pentru participare. O să comunicăm în timp util următoarea ședință, care va fi cu siguranță extraordinară. Mulțumesc! Președinte, propunerile noastre nu le-am dat în calcul. Ce propuneri? Eu am propus înființarea unei comisii care să analizeze. De niciodată. Așteptăm, așa cum v-am spus. Nu aceasta care să analizeze oportunitatea creării compartimentului după. Păi am votat înainte. Se suprapune cu votul dat înainte vis-a-vis de propunerea pentru termenul rezonabil de două săptămâni al Consiliului Medical. Domnule președinte, noi ne-am asumat că elaborăm proiectul de hotărâre pentru înființarea acestui compartiment. De acord, trecem la vot. Propunerea domnului Liviu Andrei. V-am solicitat înființarea unei comisii care să verifice la Spitalul Județean, cu fiecare secție în parte, să identificăm problemele cu care se confruntă secțiile respective și să găsim soluții. Este altceva decât acea comisie care să analizeze oportunitatea înființării compartimentului. Și încă o dată, colega mea, doamna secretar, îmi spune că veniți cu proiectul de hotărâre pentru înființarea acestei comisii, cu motivarea în spate și o să supunem, nu votăm acum, o să supunem votului în ședința următoare. Am făcut, a fost înțeles. Vis-a-vis de propunerea domnului Liviu și domnului Coan, a fost cuprinsă în propunerea pe care am votat-o, ca din comisia prevăzută pentru oportunitatea și necesitatea înființării laboratorului să facă parte Consiliul Medical, Consiliul de Administrație și Comisia de Sănătate în integralitatea ei, să fie însușit și prezentat Consiliul Județean. Am votat. Vă mulțumesc și eu. Domnul președinte, având în vedere ce am încheiat dezbaterile. Cele semnalate privind regulamentul de organizare. Am înțeles. Vă rog că putem discuta și în particular ceea ce privește discuția juridică. De acord. Vă mulțumesc. O zi bună. Da.